Am făcut la două turnee după o lună de pregătire, un turneu la Brașov și unul la noi aici, la Tegerville, pe care le-am câștigat pe amândouă după un joc foarte bun pe parcursul ambelor turnee. După unirea viitorului cu Farul, numărul copiilor care vor să facă fotbal a crescut considerabil. Unirea din vară, cu Farul avem foarte mulți copii, porțile sunt deschise, avem grupe pe Academia Hagi și pe Faro, nu refuzăm pe nimeni și așteptăm copiii la fotbal. Selecția ce se continuă, vin părinții la baza noastră de pe strada Primăverii și cei mici la Iachi, la hotelul Iachi, și ne vedem și repartizăm exact în funcție de ce calități au la grupa respectivă. Avem pe fiecare generație, avem 4-5 grupe valorice. Toți copiii sunt bineveniți, mai ales că Dobrogea este un izvor de talente și așteptăm copiii la noi. Antrenorul spune că performanța școlară merge mână în mână cu cea de pe terenul de fotbal. După ce au stat acasă cu vacanța de vară, plus că anul trecut au făcut mai mult online, acum încep în școala, după primele două săptămâni, s-a fost puțin o schimbare, nefiind obișnuit cu programul, trezindu-se dimineața la școală, urmând ca după amiază să fac antrenamente, dar ușor ne-am intrat în ritm. În grupa de under 13, copiii născuți în anul 2009, este o grupă copii talentați, de perspectivă. Ne pregătim zilnic ca să iasă din ei cât mai mulți fotbaliști pentru fotbal de mare performanță.